Microferma socială este o inițiativă pusă în practică de o organizație non-profit din Vaslui, inițiativă care se bucură de un real succes. Pas cu pas au reușit să o dezvolte și să ofere produse din lapte de capră, materia primă fiind asigurată de fermierii din zonă. Și încă o informație care merită precizată. Această microfermă socială reușește să producă la prețuri accesibile mărfuri alimentare de o calitate deosebită, de unde și succesul acestei inițiative, care ar trebui să fie un exemplu și pentru alte ONG-uri sau entități care vor să schimbe ceva în comunitate. Suntem o microfermă socială în județul Vaslui și am adus produse din lapte de capră. Avem o microfermă numai de căprițe. Acolo lucrează persoanele cu dizabilități de intelect, fac activități la noi în fermă, primesc produse, stimulente financiare și viața lor este mai frumoasă. Nu este o afacere de profit, este o afacere socială, adică o chestie socială pentru persoanele vulnerabile. Ce produse reușiți să faceți? Deci facem așa, caș, telemea, brânză proaspătă, brânză cu mărar, chimen, maturată, tartinabilă cu mărar, tartinabilă simplă, iaurt, chefir avem, toate numai din lapte de capriță. Cum reușiți să le valorificați, să le vindeți, mai corect spus? Da, avem și câteva băcănii unde ducem produsele noastre și în târguri, piețe, la comenzi, la domiciliu.